Ritmul lucrărilor este foarte bun, dar sunt mici întârzieri la decontarea lucrărilor realizate la liceul cu program sportiv. Execuția investiției de la Colegiul Ștefan cel Mare este de asemenea în grafic, plata facturilor fiind la zi. Viceprimarul Sucevei Lucian Hașovski a confirmat că pe filiera decontărilor între instituțiile statului există sincope, dar nu sunt îngrijorări legate de vreun blocaj. La liceul sportiv au fost ceva probleme, lucrurile s-au deblocat. De la Agenția de Dezvoltare Regională în Nord-Est, actele sunt trimise la minister, cei care fac plățile, și sperăm noi ca până la sfârșitul săptămânii viitoare, cel mai târziu, să vină banii pentru a fi decontați către constructor. Ei știu acest lucru, oricum lucrurile sunt cât de cât în regulă. La liceul sportiv avem acea soluție propusă, a fost domnul primar la fața locului, pentru tribune cu vestiare de desubt. Aceste lucrări se vor face pe banii primăriei municipiului Suceava, împreună cu specialiștii noștri, cu proiectanții. Va trebui să găsim soluții și să le înglobăm în așa fel încât, înainte de finalizarea lucrărilor, să se facă aceste lucrări acolo, cel puțin de excavație, pentru a nu strica ceea ce s-a făcut. La Colegiul Național Ștefan cel Mare, ritmul de lucru este pozitiv. Se intervine pe zona care nu presupune costuri substanțiale. Sunt, cum îmi spuneam, la a doua tranșă și banii vor veni. De aceea nu cred că este de îngrijorat nici într-o parte, nici cealaltă, faptul că nu au plățile chiar la zi, așa cum solicită unii chiar și în avans. Se lucrează și se primesc banii după. Valoarea totală a contractului de finalizare a campusului de la liceul cu program sportiv Suceava este de 17,89 milioane lei, din care eligibil 10,46 milioane lei, iar neeligibil 7,14 milioane lei. Contribuția primăriei Suceava este de 8 milioane lei. Lucrările de la Colegiul Național Ștefan cel Mare au finanțare europeană în valoare de 7,7 milioane lei, din care 931.000 lei vor proveni din bugetul local. Investiția presupune mai multe etape: construirea unei săli de sport, refuncționalizarea sării de gimnastică și construirea unui teren de sport în aer liber.